mă descriu o forță. Sunt o persoană vie. Povestea mea a început din liceu. Eram super introvertită, timidă. Mi-era rușine să ridic, să pot să-mi spun lecțiile în timpul clasei. Deși știam, eram foarte conștiincioasă. Și tot timpul mă gândeam la colege, că le vedeam că se machiază, mă întrebam cum deau buzele, glossy. Aveam în cap ideea că le șumezesc buzele constant, dar de fapt exista un gloss în spate. După am reușit să vin în lumea Avon din cauza unui date. Tipul nu a venit la întâlnire, am intrat în contact cu Alina și ea mi-a dat broșura Avon. Am strâns o comandă fără să vreau. Am participat la o conferință și am văzut ce înseamnă partea asta de a fi leader Avon. Am urcat pe scenă nu o dată, ci de două ori. Am reușit să-mi schimb mașina, am avut 12 vacanțe într-un an de zile și în același timp am investit foarte mult în mine cu ajutorul companiei. Am participat la diferite traininguri, am mers la partea de Academia Liderilor Superiori, unde am învățat managementul timpului, ascultare activă, pentru că echipa mea era formată din doamne de diferite vârste sau domnișoare și trebuia să știu să le vorbesc pe limba lor. Când ești tânăr, nu ai de unde să pornești în viață. Nu știi ce vrei, poate ai un vis, dar nu știi cum să ajungi la el. Iar Avon vine și te ajută. Te ajută să-ți găsești drumul sau să te cunoști pe tine mai bine, să știi ce vrei. Avon te formează. Dacă mă uit în urmă, realizez că am o evoluție foarte, foarte frumoasă. Niciodată nu l-am luat pe nu în brațe. Dacă aud această expresie că nu se poate sau nu pot, le demonstrez că se poate. Cu suport și cu înțelegere. Mi se pare că Avon m-a ajutat să fiu o versiune mai bună a mea. Să mă iubesc mai mult, dar și să fac din o dată.